În declarația politică susținută în Parlament în data de 16 iunie, deputatul Dumitru Coarna a atras atenția asupra nerespectării normelor din domeniul sanitar prin introducerea pe piață de măști de protecție neconforme și asupra lipsei unui standard de produs pentru masca de protecție. Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor a efectuat controle la peste 500 de operatori economici la nivelul întregii țări, care comercializau măști de protecție, în urma cărora a scos de pe piață peste 30 de milioane de măști neconforme. Rezultatele investigației ANP relevă că 90% din măști încalcă prevederile legale. Populația respectă obligația de a purta masca pentru a limita extinderea epidemiei, însă autoritățile statului rămân pasive în timp ce piața s-a umplut de produse neconforme, susține Dumitru Coarna. Distribuția de măști de protecție neconforme. Să-l întrebăm pe domnul Arafat cine este responsabil pentru nerespectarea normelor din domeniul sanitar prin introducerea pe piață de produse neconforme, lipsa unui standard de produs pentru masca de protecție. Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorului a efectuat controle la peste 500 de operatori economici la nivelul întregii țări, care comercializau măști de protecție, controle în urma cărora a scos de pe piață peste 30 de milioane de măști neconforme. Rezultatele investigației ANPC relevă faptul că 90% dintre măști încalcă prevederile legale. Populația respectă obligația de a purta mască pentru a limita extinderea epidemiei, însă autoritățile statului rămân în pasivitate în timp ce piața s-a umplut de produse neconforme. De asemenea, sistemul de alertă a înregistrat în 2020 peste 200 de alerte din 20 de țări, în principal cu privire la măști defecte. Chiar dacă Comisia Europeană oferă sprijin financiar pentru proiecte comune și contribuie la coordonarea supravegherii pieței, statele membre au competența de a reglementa utilizarea adecvată a măștilor de protecție. Autoritățile române au pus în ultimul an o presiune uriașă pe cetățean pentru respectarea unor reguli stricte în vederea limitării răspândirii virusului, dând indicații și făcând schițe privind purtarea corectă a măștii de protecție. Să-l întrebăm pe Arafat cine este responsabil pentru nerespectarea normelor din domeniul sanitar prin introducerea pe piață de produse neconforme, punând în pericol viața, sănătatea cetățenilor. De ce nu există un standard de produs pentru masca de protecție implementat la nivel de țară pentru a evita importul măștilor neconforme? Comisia Europeană a dezbătut în plen problema distribuției măștilor de protecție și a reamintit că statele membre au responsabilitatea privind elaborarea campaniilor de informare cu privire la măștile faciale și competența de a reglementa utilizarea adecvată a acestora. De asemenea, Comisia atrage atenția asupra obligației producătorilor de a furniza instrucțiuni și alte informații relevante, inclusiv gradul de protecție pe care îl poate asigura masca facială, informații clare, ușor de înțeles, inteligibile și lizibile. Așa cum am fost informați, Comisia și statele membre aplică în permanență o gamă largă de măsuri pentru a se asigura că în întreaga UE sunt vândute numai măști de protecție și sigure și conforme, fiind elaborate standarde europene armonizate, utilizate în prezent pe scară largă. Astfel, statele membre sunt responsabile pentru sănătatea publică pe teritoriile lor și pot primi finanțare în cadrul programului UE în domeniul sănătății. Documentele de orientare al Centrului European de Prevenire și Control al Bolilor pentru măștile faciale constituie referințe științifice solide cu privire la protecția oferită de diferite tipuri de măști, dar România n-a aflat de ele și continuă să livreze cetățeanului produsele conforme. În acest context, rămân multe întrebări fără răspuns. Oare acțiunile autorităților competente nu întrunesc elementele constitutive ale infracțiunii de zădărnicire a combaterii bolilor? Considerăm că autoritățile competente naționale trebuie să se alinieze standardelor europene, să dispună măsurile necesare pentru evitarea introducerii pe piață a măștilor neconforme și să efectueze demersuri clare pentru recuperarea prejudiciului cauzat prin punerea în circulație a produselor neconforme.